Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce gânduri are persoana voastră de interes față de voi astăzi. Vom avea trei variante. Cred că o să schimb aici semnul pe care îl voiam, că de astea trei oară când am zis că înregistrez etalarea, în celelalte două efectiv nu mi-a plăcut cum a ieșit. Mi s-a părut că nu a fost suficient de clar. Dar acum aș vrea să fac totuși mai clar. Trecem un pic cărțile și prin Palo Santo. Să ne asigurăm că avem mai multă claritate. Da. Curățăm și pe aici. Până ce voi alegeți varianta. Varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Bun. Puteți să vă relaxați. Să stați liniștiți, cât mai comozi. Și dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere și pe site-ul meu, looptarot.com. Dacă nu ați ales încă o variantă acum, este ultima șansă, varianta 1, varianta 2 și varianta 3, rămâneți cu prima variantă aleasă și voi începe cu varianta numărul 1. Trei gânduri ale persoanei față de voi. Astăzi, de astăzi, indiferent de ziua în care vă uitați, va trebui să rezoneze. Bun. Iau un ultim rând. În regulă. Atenție, pentru că aici cred că pentru majoritatea dintre voi are de-a face cu o colaborare sau o căsnicie sau o relație destul de bine închegată, de lungă durată. Singura problemă este că persoana la care voi vă gândiți aici are senzația că voi aveți ceva de ascuns, că există anumite interese ascunse pe care nu vreți să le arătați în acest moment și care pot duce la încheierea acestei situații. Ideea este că cel puțin această persoană crede că se pot rezolva și de aceea mă aștept soarele aici chiar să ia inițiativa persoana față de voi, să încerce să discute anumite lucruri, să încercați să ajungeți la o concluzie, dar va depinde de voi să fiți un pic mai deschiși. Chiar dacă voi aveți senzația că sunteți foarte deschiși, persoanele din jurul vostru nu vă percep la fel. Asta este primul gând. Al doilea gând este faptul că persoana totuși se teme că voi s-ar putea să fiți foarte hotărâți să părăsiți această situație și are senzația că pe voi vă așteaptă o oportunitate un pic mai bună. Al treilea gând este faptul că voi sunt, efectiv, chiar dacă persoana are speranță și crede că se poate rezolva, cumva teama îl sau o macină și o să explic de ce, pentru că voi aveți o energie care oferă persoanelor din jur, dar și situațiilor în care voi sunteți implicați foarte multă abundență. Indiferent că oamenii se sesizează chestia asta sau nu, fără să-și dea seama, oamenii simt. Și atunci această persoană își dă seama că în momentul în care voi vă îndepărtați, vor exista anumite schimbări din punct de vedere financiar, la nivelul grupului, la nivelul proiectului, la nivelul acestei conjuncturi în care voi vă aflați. Efectiv, e ca și cum voi, acolo unde sunteți, acolo aduceți abundență, acolo aduceți stare bună, acolo aduceți fericire și bunăstare. Dar voi alegeți să plecați. E clar că această persoană se teme. Atenție, pentru că aici eu nu aș zice doar că la voi ar putea fi problema, ci mai degrabă că și această persoană are anumite interese ascunse față de voi, nu doar voi față de această persoană. De aceea este foarte important
Ca în momentul în care această persoană va face un pas către voi să, să vorbiți foarte clar și să fiți foarte deschiși în legătură cu ceea ce aveți de spus, pentru că, nu, sincer, nu aș băga mâna în foc aici că se poate rezolva, pentru că nu pentru toți se va putea rezolva, cel puțin nu acum, dar faptul că acum purtați o discuție foarte clară, foarte deschisă, îi permite acestei persoane cu care aveți de-a face să regândească un pic termenii, concluzii voastre, înțelegerii voastre și să analizeze ce ofertă vă va face. Indiferent că aici aveți de-a face cu un partener de iubire, de relație sau cu un partener de muncă, la fel se va aplica pentru voi, pentru că aici partenerul trebuie să decidă efectiv cum va lua lucrurile de acum încolo față de voi. Chiar dacă nu ajungeți acum la o concluzie, asta nu înseamnă că nu veți primi ulterior, peste 2-3 săptămâni, o lună sau câteva luni, o ofertă din partea acestei persoane. Oferta care va veni peste mai multă vreme, de care am zis acum, este foarte probabil să o primiți seara printr-un mesaj SMS, sau printr-un mesaj pe Facebook pentru cei care aveți această persoană și pe Facebook, dar într-un moment în care voi v-ați pus în pat. Dar este nevoie să dați acestei persoane timp de gândire, este nevoie să vă îndepărtați un pic ca să se aprecieze mai mult energia pe care voi o aduceți într-un grup, într-un proiect, într-un colectiv, pentru că am senzația că voi, deși vă dați toată silința în acele proiecte, în acele grupuri de oameni, nu întotdeauna este valorificat și nu întotdeauna se ține cont de ideile voastre, chiar dacă puteți avea idei foarte bune, și de aceea voi aveți nevoie de această pauză. Încă un mic aspect pe care aș vrea să-l subliniez foarte puternic aici. Atenție, pentru că pentru voi se poate cere în această viață, dacă nu ați început încă, să urmați calea antreprenoriatului, calea independenței. În momentul în care voi vă opuneți și încercați să vă angajați și să fiți dependenți de o singură persoană, lucrurile să nu meargă tocmai bine, să existe persoane care intervin sau să existe foarte multe lucruri cumva interpretate greșit, este foarte important ca voi să înțelegeți că voi nu aveți nevoie de o persoană ca și șef sau ca și angajator, voi pur și simplu aveți nevoie să ieșiți la lumină, să fiți văzuți, să ieșiți în față, să aveți curaj să vă spuneți ideile, să aveți curaj să fiți văzuți. Pentru că energia voastră este foarte frumoasă și mai ales dacă vă gândiți să faceți ceva de genul consiliere sau să faceți patenturi sau chestii de acest gen, să lucrați cu francize, lucruri de această natură sau cursuri online, iarăși, sincer, aici va fi foarte, foarte, foarte benefic ceea ce faceți, iarăși mai merg foarte bine pentru voi lucrurile ce țin de natura esteticului. Dacă voi aici, de exemplu, sunteți contabili și vreți să faceți un cabinet de contabilitate, sincer, aici nu aș putea să recomand acest lucru, pentru că energia pe care o am este mai mult de sfătuitor, mai mult și mai mult de estetic. Nu, cu toate că am justiția, în mod normal e o carte favorabilă, dar problema este că abilitățile voastre ar servi numai până la punctul ăsta și voi puteți servi mult mai mult de atât. Este vorba de a folosi abilitățile voastre la capacitate maximă. Despre asta este vorba. Bun. Pentru varianta numărul 2. Trei gânduri pe care le are această persoană față de voi. Sincer, această persoană crede că sunteți o persoană foarte inteligentă, o persoană care poate să fie pusă cu ușurință în posturi de conducere, care este capabilă să scoată firma din probleme destul de mari. S-ar putea totuși să fiți un pic temperamental, dar sunteți și persoane care muncesc din greu și care într-adevăr se străduiesc și acest lucru într-adevăr se vede. S-ar putea însă să aveți o mică problemă cu colaboratul cu alte persoane, cu toate că voi sunteți persoane deschise către colaborări,
Aici există ceva în sensul în care modul vostru de a spune lucrurile este un pic prea scurt și la obiect, până în punctul în care poate deranja alți oameni. Aici este o mică mare problemă, pentru că voi nu sunteți genul de persoană care să lingușiți, voi nu sunteți persoanele care să vă dați bine pe lângă cineva, voi zâmbiți dacă simțiți să zâmbiți, plângeți dacă simțiți să plângeți. Nu aveți de ce să vă prefaceți că sunteți de acord cu ceva ce nu sunteți, iar faptul că voi aveți această personalitate foarte puternică, pentru că din punct de vedere al personalității, sincer, aici simt energie destul de puternică, s-ar putea de foarte multe ori să vă puneți în opoziție cu, nu aș zice autoritățile la nivel legal, ci mai degrabă cu persoane care sunt în conducere și care au niște idei care probabil nu sunt cele mai logice, dar vor să le aplice. În momentul în care voi apăreți și spuneți, nu, e o tâmpenie pentru că așa, 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 s-ar putea să vă creați foarte multe tensiuni și până la urmă tot să fiți forțați să faceți acele situații, chiar dacă nu vă convine. Ideea este în felul următor, ca și recomandare, este faptul că voi va trebui să folosiți această abilitate a voastră de a spune lucrurilor pe nume, dar sub o altă formă. Și nu mă refer la lingușit, nu e vorba de asta, este vorba de efectiv de a veni, nu de a argumenta de ce nu e bine, pentru că voi cum veniți și spuneți persoanelor, efectiv le puneți la colț și de asta nu e bine pentru că nu ești capabil, pentru că nu ești bun, efectiv, și dacă nu spuneți asta, așa percep celelalte persoane, ca și cum voi ați venit să le spuneți că nu sunt în stare și nu sunt capabili și nu sunt buni de nimic. Ceea ce trebuie voi să faceți, pentru că aveți o minte brici, ar fi faptul că voi trebuie să veniți clar cu un plan mai bun, cu ceva care să aducă mai mult profit, cu niște estimări, cu lucruri de această natură. În momentul în care voi prezentați planul vostru unei alte persoane de la conducere, cu siguranță vor fi mult mai mulțumiți de felul acesta de a prezenta lucrurile. Dar în momentul în care voi spuneți ce aveți de spus, aveți tendința uneori fie să răstiți vocea, fie să o spuneți de parcă vorbiți cu cei mai, nu știu, cei mai bleguți oameni, ceva de această natură. Și atunci oamenii nu prea percep chestia asta cu ochii buni, chiar dacă toate intențiile voastre sunt foarte bune. De asemenea, aș putea spune aici faptul că voi mai aveți tendința să vă și grăbiți când dați anumite sfaturi și recomandări. Iar cine nu este atent acolo, efectiv, pare că pierde totul. De asta este foarte important ca voi să învățați să transpuneți planul în fața persoanei și nu să-i ziceți ceva de genul, uite, nu e bine pentru că asta, nu e bine pentru că asta, nu e bine pentru că asta. Veniți cu totul alt mod de acțiune și cu siguranță va fi ok pentru voi. Chestia este că voi aici aveți senzația că efectiv nu puteți avansa și nu există nicio speranță pentru voi. Dar există și puteți rămâne aici. Nu este o problemă a rămâne sau a nu rămâne. Este vorba doar de felul în care trebuie să adaptați comunicarea în funcție de oamenii din jurul vostru. Puteți să fiți în continuare tot atât de clari, direcți, sinceri și așa mai departe, doar să vă găsiți un alt mod de a spune același lucru, printr-un plan cap-coadă, nu doar pe bucățele să spuneți, să vă dați cu părerea, pentru că aici părerile niciodată nu o să vă fie apreciate, dar planurile cap-coadă, care se văd că sunt făcute de voi, să fie foarte binevenite. Chiar dacă voi aveți o idee și explicați, ar fi o idee să facem așa și așa și așa, încercați în scris să trimiteți o formă de mail și cu siguranță se va aplica. Altceva. Continuați să fiți visători. Încercați ca din cauza naturii voastre destul de analitice să nu renunțați la visa, pentru că din imaginația voastră vă vin foarte multe rezolvări ale problemelor. Aveți mintea hiperactivă, singura problemă este că de cele mai multe ori e hiperactivă cu lucrurile care vă deranjează, care vă pun piedici între ghilimele sau care nu vă convin, și atunci riscați să consumați foarte multă energie creatoare pe acele gânduri. Încercați să vă detașați, încercați să vă destresați
și să vă ocupați mai mult de imaginația voastră. Puteți să pictați, puteți să desenați, indiferent că aveți talent sau nu. Nu este vorba de rezultatul picturii sau rezultatul desenului, este vorba pur și simplu de a lăsa acea energie creatoare să curgă mult mai bine, ca voi să aveți idei mult mai bune. De asemenea, pe voi vă poate ajuta foarte mult să fiți însă în familie. Dacă aveți o parte de rude de care ați fost mai apropiați acum ceva ani, dar v-ați mutat într-o zonă mai îndepărtată, ar fi un moment ideal să vă întoarceți pe acolo și să reușiți să petreceți timp relaxați, fără probleme, ca și cum ați fi într-o mini-vacanță pentru a vă deconecta de la viața de zi cu zi, de la rutină. Și varianta numărul 3. Cred că am încurcat un pic semnele, dar asta e. Nu sunt foarte sigură, dar văd eu ulterior. 3 gânduri ale persoanei la care voi vă gândiți față de voi astăzi. Această persoană crede că nu există comunicare cu voi, nu este foarte potrivită comunicarea pe care o aveți cu această persoană. Sincer, unii dintre voi care ați ales varianta 3, cred că ați ales și varianta 1, mai ales cu justiția, că mi se repetă. Da. Aici cred că foarte mulți ați ales și 1. Ce aș vrea să zic aici, voi trebuie să fiți foarte conștienți că voi aveți foarte multe opțiuni, voi ați vrea ca lucrurile să decurgă altfel, dar cumva vă simțiți împinși de împrejurări să înaintați aici, credeți că este sub nivelul vostru să rămâneți în această circunstanță, în această situație, în acest cerc, în acest proiect, în această grupare de oameni, ceea ce este foarte bine. Unii dintre voi aici am senzația că vreți să începeți ceva destul de interesant, la care vreți să munciți destul de mult, dar este ceva independent. Din nou, și aici și dacă totuși n-ați ales varianta 1, eu v-aș recomanda totuși să vă uitați și la varianta 1, pentru că se leagă foarte mult de această variantă. Ideea este în felul următor, că ce mi se pare foarte clar la această variantă este faptul că voi căutați o activitate sau căutați să faceți ceva pentru a-i ajuta pe ceilalți. Aici, cu atât mai puternic decât la varianta 1, simt energie de consultant, de persoană care vrea binele oamenilor, persoană care poate ajuta oamenii, persoană care poate ghida prin exemplu. Deci aici, dacă sunteți un fel de consultant de orice natură, dacă, nu știu, vreți să deveniți influencer, dacă vreți să începeți o emisiune, dacă, pentru că, sincer, aici am și energie de emisiune și energie de imagine publică, energie de persoane care să iasă în față. Ce aș vrea să zic aici este în felul următor. Este foarte important ca voi, în momentul în care vreți să începeți acest proiect, această nouă chestie interesantă pentru voi, este foarte, 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 foarte important ca voi să lăsați ceea ce este în trecut să rămână în trecut, să nu vă mai gândiți, păi da, am fost împins sau împinsă să părăsesc situația asta, deși aș fi vrut să rămân acolo și acum aș fi putut să fiu acolo și acum aș fi putut să fiu fericit și liniștit și să-mi văd de treaba mea și așa mai departe. Voi tot ziceți un discurs care, în loc să vă ajute să mergeți în față, să vă ocupați de noile proiecte, mai mult vă ține blocați în trecut și voi plângeți mai mult ceea ce ar fi putut fi și nu a fost, decât oportunitățile pe care riscați să le pierdeți de acum încolo că rămâneți blocați în situația asta. De asta zic, este momentul să vă ștergeți lacrimile, să vă scuturați, să lăsați trecutul acolo în trecut, pentru că există un motiv pentru care este trecut. Și acum să vă ocupați să vă simțiți bine, pentru că urmează într-adevăr o perioadă în care voi veți munci destul de mult, veți avea foarte mult de lucrat, foarte mult de activat, foarte mult de făcut anumite lucruri. Și este cazul să schimbați anumite obiceiuri, metode de viață și așa mai departe. Referitor la gânduri aici, sincer, aș vedea mai degrabă
că e, aici ar fi vorba despre o persoană cu care este posibil să nu vorbiți, dar care vă urmărește progresul. Este foarte probabil ca din momentul în care dumneavoastră nu ați mai vorbit cu această persoană, această persoană să fi rămas să vă urmărească fiecare pas pe care îl faceți. Chiar dacă nu spune nimic, persoana stă și vă privește. Se vede cum voi străluciți și începeți din ce în ce mai mult să vă bucurați de viață, se simte acest lucru și din punct de vedere energetic, această persoană cumva are senzația că este incredibil felul în care voi ați reușit să vă ridicați, felul în care voi ați reușit să creșteți de când nu ați mai vorbit cu această persoană. Și sincer, da, această persoană regretă că nu mai este în viața voastră acum. Dar nici nu va face nimic în legătură cu asta. Deci aici, dacă așteptați cumva un mesaj din partea acestei persoane, sincer, nu văd să vină. Dacă este o persoană din trecut. Dacă voi aici ați pus întrebarea despre o persoană cu totul nouă, voi îi amintiți de cineva din trecut cu care nu a reușit să rezolve lucrurile. Dar și de aceea practic o să se revanșeze față de voi, în sensul în care văd un comportament mult mai echilibrat, mult mai ok față de voi. Dar dacă persoana asta deja a fost în trecutul vostru, aici sincer nu cred că persoana asta se mai face simțită. Nu se mai face auzită. Pentru că înainte această persoană este foarte probabil să fi avut și destul de multe opțiuni și să nu vă fi ales pe voi. Iar acum când vede ce frumos ați înflorit, practic, își dă seama că acum s-ar putea ca această persoană să nu fie suficient pentru voi. Suficientă pentru voi. Dar oricum, indiferent de cine ar fi această persoană, indiferent că este din trecut sau că este nouă, aici voi sunteți foarte admirați, voi sunteți efectiv toată lumea vă vede într-o imagine foarte bună, foarte benefică, în care voi vă bucurați de viața voastră, cu toate că pe voi vă văd destul de supărați din motivele voastre. Încercați să vă bucurați de viața pe care o aveți, pentru că există multe persoane care și-ar dori o viață ca a voastră. În acest punct există multe persoane care vă admiră, există multe persoane care vă apreciază în acest moment și vor veni și mai multe. Dar acum este doar nevoie ca voi să vă concentrați pe voi înșivă și să lăsați pe restul în pace. Ca și trei gânduri din nou, voi sunteți pur și simplu admirați, sunt foarte multe persoane care vor să vină alături de voi, dar nu mai au curaj, cel puțin din trecut, iar din viitor există foarte multe oportunități pe care le veți avea și sincer aici și persoanele prezente din viața voastră și persoanele din trecut și persoanele care sunt la distanță și urmează să vină în viața voastră, conștientizează faptul că voi veți avea foarte multe oportunități și că veți duce o viață foarte bună. Gândurile astea sunt referitoare la voi, dar sincer aici este cineva care este cumva împărțit sau împărțită între două situații, două persoane, una din trecut care nu-și mai face simțită prezența și una prezentă care vede în voi ceva ce a ratat altă dată și acum nu mai vrea să renunțe. Bine, pentru unii dintre voi poate să fie vorba și de un suflet pereche care v-a recunoscut și să fie o dinamică mai mult karmică, dar momentan e bine așa cum e. Bun, cam atât am avut de spus pentru etalarea voastră. Sper că vă este utilă și să ne revedem cât mai curând. La revedere!